Multă bucurie și tot ce-i bun, stimați urmăritori. Urmează să vă prezint acum puii pe care i-ați ales unii dintre voi, împerechele pe care le-ați ales voi și din ce am putut să împerechem și ce ne-a ieșit, vrem să vă prezentăm. Noi am scos deja femeile, le-am scos afară de la mascul, de la o parte dintre ei. Uitați, aici ai fiul din bătrânul Avram, cu roșia de șverin, ce era acolo combinația. Și femeia care a fost în pereche era fiică directă din reproducătorul de bază, micul prinț. Să vedeți și puiuții noștri ce avem aici. Haide, haide. Așa. Așa arată puiuții. Așa. Aici, masculul este fiul direct din 4-4. Și aici spui, mama, femeia cu care a fost în pereche a fost ultima fică din 375, reproducător de la domnul Cosmin Olteanu, celebrul 375, ultima fică. Deci ăștia sunt nepoți din 4-4 și nepoți din 375. Așa. Aici e bătrânul nostru. Hai tata, hai tata, să te vadă, băieți, hai tata. A fost în pereche cu fică din Unicu și cu Lady Hope. Împreună aveau 17 maratoane clasate. Uitați puiuții. Hai tata, hai tata, nu fiți părinților, tata, tata, fii cu minte. Fii cu minte, oh, 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 gata, 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 tata, gata, 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 tata. Aici l-avem pe micul prinț, din păcate am avut comandă pentru el, pentru pui din el cu neagra și au avut două perechi de ouă limpezi. Acum l-am împerecheat cu o femeluță tânără de la domnul Cazacu, din doi originali Jelema, formei extraordinari. Să vedem acum cu femeluța tânără dacă va fi ouăle bune, dacă vor fi ouăle bune. Și de asemenea, acum folosim un vaccin cu hormoni de la Bogdan Oros, să vedem dacă va da rezultate. Are 15 ani, ar fi ceva extraordinar dacă a reușit cu această femeie tânără. Dar trăi și vedem, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea izbândă. O să mă arăt și vaccinul care dăm acum pentru un vaccin cu hormoni, pentru a putea reproduce. Bun. Aici avem pe ouă, femeluța este fică directă din celebrul Faraonu, multiplu campion zonal, județean, loc 2 național, azi Maraton Palmares 2021, un porumbel emblematic pentru zona de vest și cred că sunt puțin porumbei în țară care au reușit performanța ce a făcut el. Iar ea este în pereche cu Sorinel, fiu direct din campioana națională Sorina, campionul național azi Maraton Palmares 2 ani, 3 ani, 4 ani în România, loc 3 național azi maraton an 2021, loc 3 maraton palmares, porumbel olimpic și a fost pus în pereche cu șeful. Deci împreună au 27 de maratoane, dacă nu greșesc, părinții lui. Un porumbel extraordinar, uitați-vă ce ochi are. Aici avem fică consanguină din 4-4, 4-4 pus în pereche cu frate de al ei. Încă aici n-am luat femeia de la pui și aici ai masculul care iarăși e fiu din Olympic Stanic, cu fică din celebrul magnum al lui Herbot. Este și tata campioanei de 2022 de la viteză de junior și top național. Aici este fiul din micul prinț și a fost pus în pereche cu fică din Fratello, loc 2, azi Maraton Palmares 3 în România, consanguină, Fratello fiind frate cu Power Knight, celebrul Power Knight, fiind fiul din 04, campion național a trioului Magirescu. A fost pus în pereche cu el și acum avem, așa arată puiuții, doi puiuți, vor fi pe negru, pe guții ăștia închiși.
Foarte frumos. Hai, tata, hai. De asemenea, de la 6 s-a luat femela. Fiu direct olimpic stanic. S-a accidentat la picioare, șchiopătează și lui s-a luat femela. El are un singur pui, un ou a fost limpet, un ou l-a zdrobit când a fost micuț. Când a ieșit din ou, pe unul l-a zdrobit. A fost în pereche cu fică din Van Lonu, Cosmin Olteanu. Așa. Aici avem un mascul extraordinar care direct din matca domnului Cosmin Olteanu, capui, a clasat 9 etape pe ruta Ungaria, iar la vârsta de un an clasează 10 etape pe ruta Poloniei, în tot județul Bihor fiind 4 porumbei care au reușit la vârsta de un an să claseze 10 etape din 10 pe ruta Poloniei, 3 din ei fiind din crescătorie de la noi, crescătoria Fam Lucati. Femela ei luată, hopa, puiuții. Tata, așa să văd. Trebuie să ne aduc o scăriță să-i vede și pe ea. Așa. Puțin. Aici. Masculul de aici a plecat în Spania, a ajuns aseară în Spania. Ne rugăm să aducă multe bucurii acolo. Am avut un singur pui aici și am reușit să... Uitați-l, a rămas femeluța și îl crește femeluța. Șmechere, șmechere, șmechere. Vă salut, vă doresc să scoateți pui frumoși, să scoateți pui sănătoși și să vă bucurați de ceea ce vă place. Multă bucurie și tot ce-i bun, stimați urmăritori, și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Tot ce-i bun! Am început să-i fac lucrul acesta la micul prinț. Îi dau 0,2, erau două sticluțe din astea mici, mi le-a dus prietenul Bogdan Oros, conțin ceva hormon de a stimula și sperăm să mai putem reproduce ceva din el. Imediat o să mai dau iarăși o doză, să vedem dacă reușim să-l facem să fie fertil. Din păcate, în acest început de an am încercat să scot de la el și am scos două perechi de ouă și au fost ouă limpezi. Au fost ouă limpezi. Acum să vedem dacă cu acest produs, zicea Bogdi că avem șanse. De asta am și împerecheat cu o femeluță, să vedem să fie mai... Cu o femeluță tânără, să vedem ce și cum. Femeluța asta nu se va oua atât de repede, va avea timp mai mult să o cocoșească și poate mai reușim să reproducem ceva din micul prinț. Sper să vă fie de folos și vouă și sper să fie de folos și mie.